iar capetele se suprapun în față și este fixată cu un bârnet, să spunem la noi, care are aproximativ același model cu patrița, cu fir auriu, care era destinat mireselor. Poalele erau inițial o continuitate a cămășii, având elemente ale acesteia, însă ulterior au fost detașate și purtate separat. Bârnețul este lung de aproximativ 2 metri și îngust de 5 cm și este destinat susținerii patrințelor. Bundița pe care o port are în jur de 70 de ani. Este confecționată din piele de mieluț. Modelul a fost cusut manual și ulterior aplicat de către cojocari pe piele. Porțiunile din exterior care sunt acoperite cu blăniță neagră se numesc prim și sunt specifice zonei din care provin. Pantofii nu sunt tocmai potriviți, însă în vechime, atunci când nu purtau opinci, purtau pantofi la diferite evenimente, la ore sau la sărbători. La joc? Da. Și erau înaintea lor, erau un fel de pantofi înaltă și la care purtau. De asta când erai în America. Basmaua pe care o port pe cap este destinată femeilor tinere, măritate, nu sunt măritată, însă am să prezint costumul complet. Vișinele și culoarea verde, ca și la cămeșoi, sunt specifice zonei de unde sunt. Sunt moștenite de la părinții mei, mama mea, de la bunica mea, străbunica mea, mătuși și rude apropiate. În trecut, oamenii purtau costume la ore, la sărbătorile de peste an, duminica, la nuntă, la naștere, la botez și la moarte. Eu port cu drag costumul național. Îl port în satul meu, unde se păstrează tradiția de a se face balul, iarna se face bal, toată lumea merge îmbrăcat în costum tradițional. Fac parte dintr-un mic ansamblu al satului Botoșana. Cusca. Doar Bucovinean. Doar Bucovinean. Și am de aia de mi-aș dori ca această formă de cultură să fie promovată și să fie păstrată cât mai mult timp de acum înainte. Spune-te, are bacă da. Și culoare. Spune, nu arată. E așa și neagră. Cum e? Neagră. Am văzut cu bată roșie întunecată și cu roșii înfocată sau aprinsă așa. Mm-hmm. Care poate să-mi spună de ce? Depinde de voi. Gata, am înțeles, așa este. Fetele poartă catrința cu bata roșii înfocată jos și după ce se mărită, chiar zic că nu-i măritat încă, după ce se mărită, bata roșie vine aprinsă sus și jos bata mai întunecată. Era lege la țară treaba asta, lege. Când te uitai la catrință, știai dacă e măritată sau nu. Feciore, special. O singură precizare și valoare pentru ceilalți, da? Costumul nu este național, costumul este popular, da? Costum național înseamnă că toată nația română are același costum, ceea ce nu e adevărat, da? Și o întrebare pentru domnișoara, s-ar duce la bal sau la strânsură costum? Auzi de strânsură, domnul? Da, poate la ei nu este obicei. Nu este obicei, cum apoi la noi la Hram se face strânsură, în aer liber, frumos, după tot dechisul, cu avanzat. Și sunt mai multe localități în care se face strânsură. Nu cu sens peiorativ, că uite strânsură. Acolo mergeau ei la strânsură.
Trăsura era pe Z și bala era pe sar. Și bala era pe sar, sigur, și se tânea în interior. Și mai rețineți o treabă, vă rog toți, că actualele baluri ale gospodarilor instituite în mai toate localitățile zonei noastre sunt extraordinare. Mai ales că intrare pe bază de costum. Pero asta se păstrează și obiceiuri care sunt amenințate în momentul de față, de ținuta asta, de firmă sau nu știu cum să mai zic, mai ales la tineret, da? Și mai de firmă decât costumul popular nu există. Uitați-vă cât e lucrătură acolo, ce preț are, ce costum, ce valoare spirituală, dar chiar și valoare materială. O asemenea lucrătură, o asemenea cămeșă este prețuită pretutindeni din lume la niște sume extraordinare. Deci are valoare și spirituală și materială și ar trebui să înțelegem. Noi am mai făcut și în liceu. Să purtăm într-o zi, nu? Costum. Și au venit, mai ales fetele, au mai venit și din băieți, dar puțin. Dar fetele au venit în costum. Și asta ar fi minunat peste tot. Costumul acesta pe care un profesor preciza, popular, nu? Apropo de, la țară, apropo de bani, o cămașă cusută cu mărgele ajunge acum în jur de 20 de milioane vechi. 20 de milioane vechi, o cămașă cusută cu mărgele. E multă muncă, și astea care sunt alb-negru, acum se țes pe bandă luantă. O fată lucra o iarnă întreagă și își făcea costumul ca să iasă de Paști în ceva nou, la secret, închis în casă ca să nu vadă vecina ce model lucrează el. Dar fetele de măritat tot trebuiau să arate vrednicia, nu? Totul își coseau ele și își făceau.